Nicolae Minoviș, părintele societății Salvarea, nu a fost doar un ilustru medic legist, alături de fratele său Mina Minoviș, ci a fost și un mare iubitor de artă. În fața fântânii Miorița, aflată pe șoseaua București-Ploiești, se înalță o frumoasă vilă din al cărei foișor sună de mai bine de 100 de ani clopoței. În actualul Muzeu de Artă Populară, profesor dr. Nicolae Minoviș, sunt expuse costume, obiecte de ceramică, mobilier tradițional, icoane pe sticlă și pe lemn, dar și tablouri. Toate acestea au fost colecționate de medicul legist Nicolae Minoviș, iar unele au fost create chiar în atelierele regale. Construcția vilei a început în anul 1905 și a fost realizată de arhitectul și inginerul român de origine armeană, Hristea Cristofi Cerchez. Vila a fost construită într-un stil neoromânesc. Este un stil care își face apariția la începutul secolului al XX-lea, în primele două decenii, și îmbină elemente din arhitectura tradițională, dar și cea zonală. Casa are la bază declinarea temei culei, cula care este o clădire fortificată din Oltenia și care ajuta cumva la apărarea și protecția celor din culă în perioadele de instabilitate. Avem și terasa cumva care este împărțită în două, pe de-o parte balconul logie de influență italiană, pentru că Cristofi Cerchez studiază la Milano, iar pe de altă parte este prispa, care are un rol decorativ. Avem stâlpi sculptați cu motive populare. În felul acesta se vede mult mai bine aici stilul neoromânesc. Vila Minoviș, ce se înalță pe două nivele și mansardă, a fost deschisă în 1906 ca muzeu privat, de către cel căreia îi poartă numele. A funcționat ca muzeu privat până în 1937, când Nicolae Minoviș o donează primăriei București, cu întreaga colecție din ea. El și-a donat aproape întreaga avere și era un om filantrop, cumva, și încerca să le ofere și celorlalți oameni ceea ce el a reușit să strângă. Donarea vilei a însemnat însă și reducerea parcului din jurul ei, care pe vremea cât Nicolae Minoviș a fost proprietar, se întindea până la actuala Casa Presei Libere. Acum cei care trec de frumoasele porți ale muzeului se pot plimba și relaxa în parcul în care, odinioară, într-una dintre părți, Nicolae Minoviș creștea animale, pom fructifer și cultiva legume. Roadele le folosea pentru ajutorarea celor care veneau la primul birou de asistență socială din București, înființat de el în 1902. Vila neodihnei, așa cum i s-a mai spus acestui frumos imobil, a fost și un loc de întruniri pentru cei doi frați medici Minoviș și colegilor de breaslă din străinătate, care aveau astfel ocazia să cunoască și o parte din cultura României. Veneau oameni care lucrau cu doctorul Nicolae Minoviș sau aveau loc diferite reuniuni medicale. A fost vizitată și de către abatele Zavoral sau medici care participau la conferințe de medicină și antropologie. Nicolae Minoviș provenea dintr-o familie cu origini din Macedonia. A locuit în copilărie la Râmnicu Sărat alături de tatăl său Ștefan Minoviș, mama sa Sofia Minoviș și alți 8 frați. Dintre toți copiii Minoviș, 3 s-au remarcat. Mina Minoviș înființează primul institut de medicină legală. Ștefan Minoviș pune bazele chimiei și farmaciei, iar Nicolae Minoviș are mai multe proiecte. Absolvent al liceului Sfântul Sava din București, Nicolae Minoviș s-a înscris în 1891 la Școala de Bele Arte. La insistențele fratelui mai mare, Mina renunță și urmează Facultatea de Medicină. Spiritul de artist îl va urmări toată viața. În Muzeul de Artă Populară, care îi poartă numele, atârnă și 3 dintre picturile sale. Toate obiectele care sunt expuse în muzeu i-au aparținut doctorului Nicolae Minoviș. Medicul a colecționat obiecte de ceramică ce provin, printre altele, din atelierele meșteșugarilor transilvăneni, din prima parte a secolului 20, precum și din cele ale domeniilor coroanei. Farfurile mari ce atârnă pe pereții vilei Minoviș au fost create acum mai bine de un secol în atelierele domeniile coroanei. Fiecare obiect în parte are o ștampilă. O ștampilă formată din inițialele D și C de la domeniile coroanei regale, dar și o coroană pe lângă aceste inițiale. În colecția doctorului Minoviș se găsesc și vase din celebra ceramică albastră de Saschiz, cea mai veche farfurie datând din 1789. La parterul vilei, într-una dintre încăperi, se regăsesc costume populare ce provin din diferite zone ale țării. Nicolae Minoviș nu a colecționat întreg costumul popular, ci anumite piese care îi se păreau că sunt mai decorate. În colecție mai avem și mâneci ale iilor, nu doar ea întreagă. Aici sunt expuse
obiecte care provin din mai multe zone, nu este doar o zonă specificată. Și pe lângă artă populară, putem vedea și obiecte de artă plastică, dar și mobilier. Mobilier care este sculptat cu motive tradiționale. În interiorul vilei, medicul Minović a creat și o capelă cu obiecte colecționate din biserici dezafectate. Avem icoane brâncovenești de secolul XVIII, avem uși împărătești care provin de la o biserică dezafectată din Orșova, sunt din 1775 și au ajuns în colecție în 1912. Sunt printre puținele obiecte despre care știm câte ceva. Pentru că Nicolae Minović nu a lăsat un jurnal în care să specifice de unde a primit obiectele care sunt în expunere sau de unde le-a achiziționat. Sub icoanele brâncovenești din capelă atârnă acum rame goale, care în vremea doctorului aveau în ele fotografii cu Regina Maria. În seara zilei de 18 iulie 1938, medicul Nicolae Minović a fost chemat la Pelișor să scoată inima din pieptul iubitei regine după constatarea decesului acesteia. Mai târziu, comuniștii au fost cei care au dat jos din rame fotografiile cu Regina Maria. Tot din perioada comunistă a dispărut și patul din dormitorul amenajat de Nicolae Minović. Au rămas tablourile de valoare pe care medicul legist le-a colecționat. Există posibilitatea ca o parte din ele să fi fost primite. Pentru că la restaurare, pe spatele tabloului lui Eugenia Filoti, era o dedicație destinată doctorului Nicolae Minović, pentru cel mai iubit doctor, doctorul Nicolae Minović. Îndrăgitul medic a fost cel care a rezolvat problema cerșetoriei în capitală în primii ani ai secolului 20, ajutându-i pe cei minori să învețe carte și meserii, precum cea de birjar. Un alt proiect social este și ființarea Societății de Salvare, în 1906. La vremea respectivă, în capitală, existau doar două căruțe care se ocupau de transportul celor care aveau probleme. După ce a văzut cum funcționa prima stație de salvare la Viena, Nicolae Minović a decis să importe modelul. Astfel, pe 28 iulie 1906 a circulat prima ambulanță a Societății de Salvare București. Aceasta funcționa cu un personal medical, dar toți de acolo erau voluntari. Mai târziu, în 1934, legistul Nicolae Minović a înființat primul spital de urgență din România, fiind al doilea din Europa, după cel din Moscova. Pentru că nu avea fonduri suficiente, Nicolae Minović se hotărăște să ia bagnote false din cadrul Institutului de Medicină Legală, unde lucra alături de fratele său, Mina Minović, le pune într-un buzunar la haină și merge prin București la negustori, spunându-le că, uite, domnul Putare mi-a dat atât, tu nu ai vrea să cotizezi mai mult? Și în felul acesta reușește să strângă bani pentru construirea acestui spital de urgență. De numele lui Nicolae Minović se leagă și înființarea primelor cămine pentru adăpostirea femeilor mame necăsătorite, primelea zile de noapte și a primelor toalete publice subterane din București. Ca urmare a acestor proiecte, medicul legist a fost timp de 16 luni din august 1927 primarul sectorului albastru al capitalei. Pentru că a pus oamenii primăriei să igienizeze zonele și să paveze străzile, mulți dintre bucureștenii din sector îl strigau Minović e târnă cop, Minović dărâmă tot. A doua oară ajunge primar în comuna Băneasa și Blafel ajută la modernizarea comunei, cumva că aici unde este construită vila era comuna Băneasa, nu făcea parte din oraș. Și după moartea lui donează o parte din avere și acestei comuni. Pe partea științifică, Nicolae Minović a avut contribuții importante asupra medicinei. De notorietate este și studiul său asupra spânzurării. Lucrând la Institutul de Medicină Legală alături de fratele său, acolo veneau oameni care erau spânzurați și oameni care erau stranguleați. Iar Nicolae Minović se hotărăște să facă experimente asupra lui pentru a vedea exact ce simte un om în momentul respectiv. Face 12 ședințe și reușește să stea atârnat până la 21 de secunde. Aceste experimente le face la început singur, împotriva familiei,
iar apoi ajutat de către un servitor. Se pare că aceste experimente au avut urmări peste ani. În 1938 s-a îmbolnăvit de cancer la laringe. După dureri groaznice ale gâtului, Nicolae Minovici a murit în 1941. Înainte să moară, își donează tot ce are. Absolut tot. Și ce e rău pentru noi este că nu avem cumva un jurnal. Există posibilitatea să fi fost undeva, pentru că era locuit în cadrul societății de salvare mai întâi și apoi în cadrul spitalului de urgență, însă cele două au fost bombardate și probabil s-au pierdut. De la ilustrul medic, de care a fost îndrăgostită inclusiv Mița Biciclista, a rămas însă o colecție extrem de valoroasă. Se găsește în actualul Muzeu de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici. În această frumoasă vilă din fața fântânii Miorița, clopoței continuă să sune în foișor, la fel ca acum mai bine de 100 de ani.